găsit, stimați auditori! Astăzi am văzut pe site-ul Librăriile Alexandria una dintre cărțile care mie mi-a plăcut foarte mult și cred că este una dintre monografiile cele mai reușite despre unul dintre cele mai importante orașe ale lumii, și anume Ierusalimul. Este cartea scrisă de Simon Sebag Montefiore, biografia unui oraș, poate unul dintre cele mai disputate locuri de pe pământ și cu siguranță pentru lumea creștină, orașul păcii, orașul dorințelor, orașul împlinirii, orașul iertării păcatelor și apropierii de Dumnezeu. De multe ori mi-am pus întrebarea de ce acest oraș este numit orașul păcii, având în vedere că de multe ori multe dintre războaiele, crimele și tensiunile care au avut loc în această zonă sunt de neînțeles. Se spune că o zi la Ierusalim e ca 1000 de zile, o lună ca 1000 de luni și un an ca 1000 de ani. Să mori acolo e ca și când ai muri în prima sferă cerească. Ca om care am vizitat orașul respectiv cu această monografie în mână, am încercat să caut, să înțeleg și să învăț din istoria locului, din istoria lumii, pentru că în istoria lumii orașul Ierusalim joacă un rol important, fiind centrul celor mai importante religii din lume. Vreau să vă vorbesc despre orașul vechi. Istoria ne arată semne la orice pas, la orice piatră, la orice zid, la orice clădire, la orice grotă. Toate acestea au istorie, o istorie aparte care împreună înseamnă, dincolo de orice, și un ansamblu care compune acest loc sufletesc, un loc important din toate punctele de vedere. Orașul a fost distrus și reconstruit. Bazarul din jurul locurilor sfinte este presărat acum cu nume de firme internaționale, de haine care sunt vândute la tarabă, contrafăcute majoritatea, presărate cu miros de tămâie, de fructe, de legume și, bineînțeles, o poliție a religiei. Pentru că, nu știu dacă știți, Al-Aqsa, care este una dintre moscheile importante unde se spune că profetul Muhammad s-a urcat la cer pe calul său, pe bidiviu Burak, este zona unde nu poți intra decât dacă ești musulman. Celelalte religii nu au voie să se apropie să intre în acest perimetru. Și atunci, de câte ori vrei să intri în zona aceasta, poliția religioasă te verifică să vadă dacă ești sau nu ești musulman. Orașul este înconjurat de pelerini, de clerici al celor trei religii monoteiste. Este imposibil să nu te întrebi de ce acest loc, de ce a ales Dumnezeu Ierusalimul? De ce a ales Dumnezeu Ierusalimul ca centru al celor trei religii? Ce are de gând să facă cu acest loc? Ca să te întreb de unde a pornit și cum se va termina această sfântă luptă pentru izbăvirea sufletelor, evreii proclamau dreptul în întregime la muntele Templului. Musulmanii se bucură astăzi de proprietatea unei mari părți din muntele Templului. Au procedat corect musulmanii când au hotărât să construiască moschea Al-Aqsa în centrul Sfântului Templu? Unde vor duce aceste tensiuni inimaginabile care fac din Ierusalim un oraș în care Sfântul nu pare avea corespondență? Orașul era deja vechi când David a cucerit cetatea Sionului, țara sfântă pentru creștini sau țara făgăduinței. Este zona cuprinsă între sud-estul Mării Mediterane și râul Iordan. Ierusalimul a fost cucerit de Titus în anul 70 era noastră. Triumful a fost sărbătorit la Roma, unde s-a construit arcul lui Titus, vizibil și astăzi. Sub influența musulmanilor, Ierusalimul a cunoscut una dintre perioadele de înflorire, dar nu neapărat. Se spune în Coran, în versetul sura 17, mărire celui care l-a adus pe robul său în timpul unei nopți de la moscheea Al-Haram la moscheea Al-Aqsa. Arabii au cucerit Ierusalimul, iar amprenta orașului este imprimată peste tot. Toți musulmanii considerau că un domnitor nu era socotit calif dacă nu avea sub stăpânire și moscheea sfântă și moscheea de la Ierusalim, Al-Aqsa. Mohamed s-a întâlnit aici, la Al-Aqsa, cu Adam, cu Avram. Așa cum spuneam mai devreme, a fost trezit profetul de Arhanghelul Gabriel. Au pornit într-o călătorie peste noapte, călare pe Burak, Bidiviu, și acolo Muhammed s-a întâlnit cu Adam, cu Avram, cu Moise, cu Iosif și cu Isus. Apoi a urcat treptele către cer. Conform principiului islamic, Omar a oferit Ierusalimului un acord de supunere prin care oferea toleranță religioasă. Cel care însă a construit Ierusalimul a fost Moavia,
Cezarul Arabilor, care a fost secretarul personal al profetului Muhammed și ginerile său. Omar, după moartea profetului, l-a numit guvernatorul Siriei, catalogându-l Cezarul Arabilor. Un alt personaj important din istoria orașului este Abd al-Melik. Acesta și-a donat veniturile sale din Egipt pe 7 ani în scopul creării Domului Stâncii. Se poate ca Abd al-Melik să fi construit templul evresc pentru adevărata revelație a lui Dumnezeu, așa cum considera el. Începând cu Omar al II-lea, în jurul anilor 720, evreilor le-a fost interzis să se mai roage pe munte. Suleiman Magnificul, sultanul otoman care a dus imperiul dincolo de granițele pe care le-a moștenit și l-a dus până la cea mai mare întindere a sa, când a venit la tron când avea 25 de ani și a trebuit să conducă imperiul care cuprindea Balcanii, Egiptul, Marea Neagră. El spunea că la Bagdad sunt șahul, în ținuturile bizantine cezarul, iar în Egipt sunt sultan. Deținea și titlul de calif, care astăzi nu mai este deținut de nimeni și poate una dintre problemele lumii islamice este și acest fapt că lumea islamică nu mai are un reprezentant, un conducător religios care să le reprezinte și să-i reprezinte pe toți. Revenind la Suleiman, acesta a dus războaie din Oceanul Indian până la Viena. La curte îi se spunea Padișah, iar el se considera cel mai onorat și respectat sultan suveran din lume. Când a preluat tronul, a preluat și Ierusalimul și Mecca. A investit foarte mult în construcția și în zona de la Ierusalim. Practic, bulevardul central se numește Suleiman, în amintirea sa, iar unele dintre zidurile orașului sunt construite de Turcia și de partea de est este construită de prin fonduri turcești de către președintele de astăzi, Recep Tayyip Erdoğan. Imperiul Otoman controla Ierusalimul. Acesta a trecut sub control german și cel britanic, iar francezii aveau și ei un rol în coordonarea zonei Ierusalimului. După primul război mondial, comunitatea evrească a continuat să cumpere terenuri. Peste 90.000 de evrei au venit în Palestina, care au cumpărat 18.000 de hectare de teren. Muftiul orașului era un admirator sincer al lui Hitler, cu care s-a întâlnit și acestuia i-a cerut să-i scape de evrei. Trebuie subliniat că venirea lui Hitler la conducerea Germaniei a dus la venirea mai multor evrei în Palestina. Aveam o statistică, în această carte găsiți, 37.000 de evrei au venit în 1933, 45.000 în 1934. Erau 100.000 de evrei în Ierusalim, în comparație cu 60.000 de creștini și musulmani. Istoria orașului, pentru a nu mă lungi foarte mult, am putea o rezuma astfel. 1.000 de ani Ierusalim a fost exclusiv evresc, 400 de ani creștini și 1.300 islami. Toate cele trei credințe au câștigat cu sabia orașului, iar liniștea orașului însemna pregătirea războiilor, atentatelor, a terorii. Este interesant de perceput acest lucru, pentru că orașul, pentru oamenii care cred, pentru care își doresc, semnifică totul, pentru că menirea unui creștin este de a câștiga raiul. Viața aceasta este un test pentru viața de apoi, iar cei care sunt în jurul sau care Apocalipsa îi prinde în jurul sau moartea îi prinde în jurul Ierusalimului, aceștia sunt privilegiați în comparație cu ceilalți. De aceea, amprenta orașului, cimitirul, este foarte vast și lucrurile acestea sunt interesante. După cum ați observat, în 2020, în ziua semnării tratatului de la Lausanne, actul de înființare al Turciei Republicane, președintele Recep Tayyip Erdoğan a hotărât să transforme biserica Sfânta Sofia, să o retransforme în moschee. Ea fusese biserică când Fatih Sultan Mehmet a cucerit Constantinopol, a transformat-o în moschee, iar primul președinte al Turciei, Mustafa Kemal, cunoscut sub numele de Ataturk, au hotărât să o transforme în muzeu ca un simbol al respectării cumva al locului care a fost creat. Numai că acolo, la ceremonia de oficializare, reoficializare a moscheei, șeful religios al Turciei a spus următoarea frază și anume: cu voia lui Allah, renașterea Sfintei Sofia va fi mesagerul eliberării Al-Aqsa. După cum vedeți, la Ierusalim este Sfântul Mormânt, este Al-Aqsa și este Zidul Plângerii. Sunt atât de multe locuri, sunt atât de importante și sunt atât de cu un impact enorm pentru cultura și tradițiile noastre și consider că cu cât cultura
și tradițiile sunt cunoscute, cu atât apropierea dintre religii semnifică un pas în față. Ierusalimul este un oraș universal, capitala a două popoare, sanctuarul a trei religii, este trofeul râvnit a trei imperii, locul judecății de apoi și câmpul de bătălie al ciocnirii de astăzi dintre civilizații. Personalitățile care și-au lăsat amprenta asupra orașului sunt de la Solomon la Salahadin, la Suleiman Magnificul, la Cleopatra, la Caligula, la Churchill, de la Abraham și Isus la Mahomet, de la figurile lumii antice, Regina Isabela, Nabucodonosor, Irod, Nero, Kaiser, Disraeli, Mark Twain, Rasputin, Prințul Lawrence al Arabiei, regi, împărați, profeți, poeți, sfinți, cuceritori și femei ușoare. Este o carte care, din punctul meu de vedere, nu ne învață și nu ne dă de gândit despre Ierusalim și despre orașul acesta și despre cultura lumii, despre civilizația, despre cultura dintre popoare, despre Israel, care este cunoscut ca nume dat de Dumnezeul lui Iacov, primit pământ al făgăduinței, bărbatul care l-a văzut pe Dumnezeu. Și închei cu câteva citate, între care unul al lui Benjamin Disraeli: să vezi Ierusalimul înseamnă să vezi istoria lumii. Ba mai mult, înseamnă să vezi istoria cerului și a pământului. Amos Oz, în Poveste de dragoste și întuneric, spune: orașul a fost distrus, reconstruit, distrus și reconstruit. Ierusalimul este o bătrână nimfomană care sufocă iubiții unul după altul, apoi se descotorosește de ei ca un căscat, o văduvă neagră care își devorează partenerii chiar în timp ce o penetrează. Midrash Tanhuma spune că țara lui Israel este centrul lumii, Ierusalimul este centrul țării, Sfântul Templu este centrul Ierusalimului, Sfânta Sfintelor este centrul Sfântului Templu, chivotul legii este centrul Sfintei Sfintelor, iar piatra de temelie pe care a fost creată lumea este înainte de Sfântul Chivot. Ierusalimul este cel mai strălucit dintre orașe și totuși Ierusalimul are câteva dezavantaje. De altfel, se spune că Ierusalimul este o cupă de aur plină cu scorpioni. Munca Dasi în descrierea Siriei și a Palestinei. În această carte găsiți descrieri despre iudaism, despre lumea lui David, despre macedoneni, despre regii iudei, despre târfa Babilonului, despre sosirea romanilor, despre Iisus Hristos, despre Irod, despre războaiele iudaice, despre păgânism, despre creștinism, despre islam, despre cruciade, despre mameluci, despre otomani, despre sionism. Este o carte completă, așa cum subliniam, și vă recomand să o citiți pentru că această carte este mai mult decât o carte. O găsiți în librăriile Alexandria. Toate cele bune!